Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit! Și Mianul se simte perfect în deplasare, unde a rezolvat și operațiunea Lupac. Nou promovata din Mehedinți a obținut în Caraș-Severin toate punctele, într-un meci spectaculos cu 7 goluri și mai multe răsturnări de scor. Obiectivul de a obține maximum de puncte din ultimele 3 jocuri ale anului este pe cale să se îndeplinească la viitorul Șimian. După victoria cu Progresul Ezeriș, sâmbătă a venit și rândul celor de la Voința Lupac să se recunoască învinși. Poziția pe locul 2 după o serie de 5 jocuri fără înfrângere, cărășenii plecau ca favoriți în fața mehedințenilor, dar deznodământul avea să fie cu totul altul. Cei care au deschis scorul și au intrat la pauză cu 1-0 au fost jucătorii pregătiți de Relu Țurai, datorită reușitei lui Samuel Zimza din minutul 17. În partida secundă a început o adevărată nebunie în dreptunghiul verde, cu o evoluție sinuoasă a scorului. Lupacul a întors situația în 10 minute de la reluare. Și Mianul a egalat la 2 prin Claudiu Ghighilicea, dar imediat gazdele au preluat din nou conducerea și păreau că vor putea ține de rezultat. Nu avea să fie un scenariu de happy end pentru gazde, deoarece aproape de final, în minutul 85, același Ghighilicea a mai egalat odată, iar peste alte 2 minute, Fabio Trip a marcat golul celei mai frumoase victorii a sezonului pentru Șimian. Joc foarte bun realizat de băieții noștri la Lupac, unde am obținut cele 3 puncte. Am început bine jocul, am condus cu 1-0 la pauză, băieții au reacționat foarte bine, atât în defensivă cât și în ofensivă, pe tranziție pozitivă cât și pe tranziție negativă. Suntem bucuroși că am obținut cele 3 puncte și băieții au dat dovadă de caracter până la finalul meciului. Cu siguranță, dacă vom practica același joc sâmbătă cu Cărbuneștiu, vom obține cele 3 puncte și ne vom îndeplini acel obiectiv să fim la jumatea clasamentului la finalul acestei stagiuni. Felicit încă o dată jucătorii pentru că au dat dovadă de caracter, multă muncă și, cu siguranță, și factorul tehnic individual și-a spus cuvânt. În ultimul meci din acest an, Șimianul vor juca pe data de 4 decembrie pe Municipalul din Severin cu Gilortul Târgu Cărbunești. Revanșa e pe buzele tuturor jucătorilor din Șimian, după ce gorjenii i-au învins în partida tur cu 3-1 și totodată i-au eliminat și din primul tur al Cupei României. După 14 runde, viitorul Șimian este pe locul 5 cu 19 puncte în seria 7-a din Liga a 3-a.